Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ci că 3 săptămâni mai durează și gata, ne relaxăm, ne... Da, am auzit eu azi la televizor, așa spuneau specialiștii. Dar uite că nu știu dacă era vorba despre pandemie sau despre criza asta din coaliția de guvernare sau dacă era o reuniune a mieilor care speră să scape fără să... În fine, nu contează. Important e să nu vină PSD-iștii iar la putere, nu? N-are importanță cât de incompetenți sunt liberalii, că-și numesc în continuare toți mizerabili în funcții bine plătite. Ah, despre aceste numiri, precum și despre situația USR Plus, vom discuta în această seară la Tâlc Toc cu Valeriu Nicolae, activist social și vânător de impostori. Vă recomand să rezistați așadar până la 23:30, că merită. E, și să încercăm până atunci să mai înțelegem niște chestii, să mai punem niște întrebări. Uite, mult zic, domne, i s-a umplut paharul lui Câțu, la care Orban, alo, alo, de când e ceva nasol să ți se umple paharul, domne? Am avut și momente în care am sărit calul, cum e firesc. Alcoolul denaturează, distruge personalitatea umană. M-am surprins pe mine în situații în care, din cauza consumului excesiv de alcool, mă schimbam, mă urățeam, mă afecta logica, rațiunea, luciditatea. Ah, deci, mă, tale zici că nu mai... Acum, eu nu zic de altele, dar nu par nici acum frumos. Da, mă gândeam așa, la ciudățeniile acestei crize politice. Și îmi place asta cu ce, domne, stă coaliția într-un om? Păi la tâmpenia asta se poate răspunde așa: ce, domne, stă coaliția în 2 oameni? Stă în 3? În câți oameni stă? Bine, știm că toți stați acolo. Da, așa, ca întrebare. Nu stă coaliția într-un om, dar în câți, mă? Hai să stabilim, naiba, scriem undeva: bă, coaliția stă în 10 bucăți de omușteni. Vii cu plus, adică cu puls, mă scuzați. Păi dacă tot o ardem tâmpit, măcar să mergem cu tâmpenia până la capăt, nu? Ah, apropo de tâmpenii. Agențiile de rating Standard & Poor's și Moody's vor face publică prima evaluare a ratingului României pe anul acesta. Oh, Doamne, oare ce zic de noi, agențiile de rating? Oh, vai, nu mai pot de emoție. Ce prostie! Te evaluează unii să vadă dacă bogații pot deveni mult mai bogați investind aici. Mă rog, nu mai deschid subiectul cu economia, vorba aia. Suntem cu toții niște milionari care momentan au probleme cu banii. Nu puneți taxe pe bogăție, deci, că ne revenim rapid? Da, uite mâine! Revin la dilema de la început și întreb: dacă guvernarea nu stă într-un om, de ce ar sta în Câțu? Hă? El nu e un om? Deci nu stă în Voiculescu. Dacă e un om, dar Câțu? Câțu e 2 oameni sau cum? Vedeți? Vedeți cum se ajunge la tot felul de prostii când vii cu astfel de argumente care de fapt nici nu sunt argumente, ci niște vorbe despre vorbe, așa zise de tot felul de habarniști care se află în treabă toată ziua. Nu cred că orgoliile astea exacerbate să blocăm o țară pentru un om... Da, asta e cea mai tare. Nu cred că trebuie blocată țara pentru un om. Ok, și atunci de ce ați făcut-o? Probabil vă întrebați: ce naiba insistă ăsta pe treaba asta cu un om? Știți ce mă oftică de fapt? Nu treaba cu Voiculescu. I-am întors de multe ori masa în cap aici la emisiune. Dar mă scoate din minți treaba asta când o zic așa: un om. Pentru că este exact felul lor de a vedea lucrurile. Un om, mă, dă-l dreacu să-l ia, stăm acum într-un om. Bă, da, nu mai ziceți, mă, atât de disprețuitor. E, un om, mă, nu stăm acum într-un om. Pentru că aveți gândirea asta și când e vorba de un bolnav de cancer, de un om bolnav de diabet sau de alte boli cronice, de un om sărac, de un om cu dizabilități. De o femeie care în viziunea voastră de bărbați de stat și de patrioți tradiționali nici nu se califică pentru statutul de om. Puh!
mă scuzați. Deci, vă rog eu, nu mai ziceți așa. Un om, ca și cum un om e pielea pielii, da? Asta una. A doua chestie. Mafia din sistemul de sănătate de stat a câștigat din nou. M-a spart chestia asta rostogolită peste tot, peste tot. Terminați, mă, oameni buni, odată cu mafia asta. Îmi amintesc de Vadim, numai ăla delira toată ziua cu jos mafia, sus patria și toți nebunii după el. Nimă! L-aș fi crezut pe Vlad Voiculescu cu mafia asta dacă măcar o dată de când a fost pus ministru, ar fi apărut într-o conferință de presă și ne-ar fi prezentat un mafiot, un grupuleț infracțional din sănătate, mă, o căpușare, ceva cu nume, prenume, poză și că Ministerul Sănătății a făcut o plângere penală. O dată, mă, un caz. Nu mai zic că ministrul sănătății ar fi trebuit să aibă zilnic conferință în care să spună ce fac ei, mă, acolo la minister toată ziua, ce lucrează și să răspundă la toate întrebările. Bă, da, asta cu mafia, o, da, sunt convins că ea există, la fel cum sunt convins de bunele intenții ale lui Voiculescu. Dar nu vă folosiți, mă, de mafia așa doar oral, din gură, să dați bine. Hai să vedem și noi ceva de mafia asta, să vedem ceva scos la lumină. Că și eu uneori mai visez, că mă lup cu unii și cu alții, pa-pam, tu-tu-tu-tu-tu, trag cu pușca, știi, mă dau peste cap, mamă, ce... Dar nu e nimic real, mă. După aia mă trezesc că trebuie să plec la muncă. Vă știu eu pe visătorii din ziua de astăzi. Și mi se pare incredibil că nu se grăbește nimeni, ați văzut, cu o ședință a coaliției. Mi se pare fabulos. Ci că, haideți să nu luăm decizii așa la cald. Mă, ce faceți? Umblați cu termometrul la voi? Ia uite, nu, e prea cald. Ia, domnul Florin, să vă întoarceți un pic cu spatele? Nu, e prea cald pentru chestia astăzi. Nu, nici nu gândim că ne poate cauza. Este infernal de cald. Cum adică, mă, la cald? Bă, faci lucruri, iei decizii, acționezi atunci când trebuie. Iar la noi totul trebuie decis cât mai repede. Nu e ca și cum suntem o țară care mai poate aștepta. Aici se vede, mă, aici se vede că n-ați condus nimic în viața voastră. Că nu sunteți manageri adevărați. Că n-ați avut responsabilități serioase. Că nu știți să luați decizii sub presiune pe care să vi le asumați. Opinia mea este că nu e bine să... Forți discuții la cald? Nu cu metre, nu! Mai stai, mai bei ceva, mai tragi un pui de somn la prânz. Care o fi definiția lui la cald? Când se răcește treaba să puteți pune mâna pe ea? Că vă că și azi... Și azi a fost prea cald pentru discuții, decizii, gândire. Mă, în plină pandemie, în vârf de val, apare și că cu o bere rece în mână, hei, e prea cald pentru orice azi. Să mai stăm. Azi, canci. Puneți-l, mă, pe doctorul pădurilor la sănătate, dar puneți pe cineva. Mă gândesc că un guvern cu creier așa ar face în situația dată. Nu, frate, nimeni nu zice nimic, toți așteaptă. UDMR stă, se uită, probabil își blestemă ziua în care s-a băgat la guvernare cu niște ageamii de teapă ăstora. Este o decizie pe care o ia domnul prim-ministru din poziția de ministru interimar și oricum rolul nostru este acela de a asigura până la instalarea viitorului ministru. Rolul nostru este acela de a asigura asistență medicală pentru toți pacienții din România. Am rămas cu copila și ăștia, mă, cu Baciu și cu Gheorghiță. Dar să nu gândim la cald, da? De ce să ne grăbim, mă, cu ședințele coaliției? Unde ne grăbim, mă? Ce arde ceva? Doamne ferește! Sincer, m-aș fi așteptat să iasă domn președinte aseară și să liniștească puțin poporul. Că poporul e nevricos, mă. Să spună omul, chiar și cu vocea aia de mersul trenurilor. Ta-na-na-na-na-na-na. Stați liniștiți, că o rezolvă băiatul. Chiar în seara asta îi chem la consultări. De ce nu i-ai chemat la niște consultări aseară? Ți-era somn sau ce? Lasă-mă mâine. Uite, s-a înserat.
Hai să ne culcăm, Hani. Și mâine, hei, opa, uitați, era joie, începuse weekendul. Na, de cealaltă parte, la PSD, bă, zici că le-a luat Dumnezeu mințile și joacă fotbal cu ele. Actualul parlament nu mai reprezintă votul românilor. Cum? Să intrăm la guvernare cu doamna Turcan? Ce facem noi aici? Ne batem joc? Este exclus așa ceva. Să facă alegeri anticipate, ne întoarcem cu toții la popor? Atât au putut și ei. Doar un tâmpit nu știe că mai ușor lansăm o rachetă și prindem extratereștri pe cer decât să facem alegeri anticipate. Mai repede îl înveți pe Liviu Pop limba română. Ce naiba? Dar na, așa, dacă tot ne pun oamenii microfonul în față, hai mă să deschidem gura, ce-o ieși iese. Zicem și noi ceva acolo. Mi-a plăcut Dăciolacu că a zis de Turcan, da, m-am mirat. Auzi, Nea Marcele, mâine să zici ceva și de Bode. Na, dar cred că acolo nu e voie de la... Oricum, să nu ne grăbim, zic, să nu ne pripim, domne, să nu luăm decizii la cald așa, să lăsăm să treacă, nu știu, 2-3 luni, să se răcească totul, inclusiv noi, omuștenii, băștinașii, da, să ne răcim, să... Doamne, apără și păzește! Andreea Moldovan, fostul secretar de stat de la Ministerul Sănătății, este ceea ce se poate numi un profesionist desăvârșit. Absolventa a Facultății de Medicină din Târgu Mureș, din 2009 a beneficiat de o bursă de excelență a Societății Internaționale de Boli Infecțioase, o bursă care i-a dat ocazia să lucreze la Geneva alături de profesorul Didier Pité, o somitate în domeniu. Înainte să vină la minister, doamna Moldovan a fost director medical la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Acolo s-a și întors acum. Ei bine, aici ar fi de discutat câteva lucruri. De ce? Pentru simplul motiv că urlăm în societate după specialiști, nu? 2 săptămâni cred că ar face minun. E, după declarația asta despre carantină, a fost jale. A ieșit Câțu să spună că nu, doamne, nu se carantinează nimic. Au ieșit liberalii să o facă nebună pe femeie, că panichează poporul, că de-astea. Știți ce s-a întâmplat? Nu mai reau toată povestea. Doamna Moldovan spunea asta în timp ce multe state erau în carantină și, de asemenea, o zicea ca pe un fapt. Bă, ce s-ar întâmpla dacă... Zi de zi, liberalii au tras în Voiculescu și Moldovan. Florin Roman, Benoni, Ardelean, ăștia, niște somități înfrecat nimic cu toată ziua. Niște inculți care fără politică și fără pupat în cur erau zero în această viață. USR Plus n-a sărit pentru Moldovan sau pentru Voiculescu. USR Plus a fost Barna cu hei, Florinel și Vlăduț, uite, vai de mine, de un infinit ridicol. Unde vreau să ajung? La faptul că nu știu când și cum un om ca Andreea Moldovan va mai intra în politică, chiar dacă astăzi îi ducem flori. Sute de oameni adunați în fața Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov au venit cu flori pentru a-și arăta susținerea și respectul față de munca medicului, atât în cadrul instituției, cât și în perioada scurtă în care a lucrat pentru guvern. Îl las la o parte aici pe Voiculescu. A avut un mandat plin de bâlbe. Nu înseamnă că n-a făcut lucruri bune, am spus asta și aseară. Dar dacă șeful echipei din care faci parte n-are încredere în tine, aia e, tată, pleci. Și dacă nu vrei să pleci singur, ești dat afară. Dar dincolo de Voiculescu, zic, care nici măcar nu e un profesionist în sănătate, mă întreb, oare cum vom mai atrage noi profesioniști adevărați, așa cum este doamna Moldovan, în sistem? Că asta vrem, nu? Pentru asta ne tot luptăm. Asta spune orice om dacă îl oprești pe stradă, să vină specialiștii să conducă, domnule! Ați văzut cum a plecat doamna Moldovan de la minister, da? Au apărut mai multe imagini și din zilele trecute. E, aia care urlă e videochatista de la RTV, doamna de care vă ziceam că face bani din orificiile pe care ni le-a lăsat bunul Dumnezeu. Stătea toată ziua pe acolo, pe la minister, și împroșca mizerie. Ba era și apărată de jandarmi. Îi băga un telefon în gura Andreei Moldovan și urla: criminalo! Mă, ce e asta? Adică nu e o pornografie
hard. Nu te întrebau, dar cine ești tu, de ce te duci la proteste, de ce ai închinația asta de a merge să protestezi, să te opui sistemului? Dar ei știau care este motivația mea, că sunt... Superb, nu? Discuții, domne, între profesioniști în sănătate, în pandemie, în economie, în ce nu sunt. Bahmuțeanca și doamna cu orificiile. Repet, nu discut aici de Voiculescu, ci de cum s-au comportat partenerii politici și media cu un profesionist care a venit în administrație să ajute, să pună umărul, să mai oprească mafia. Na, ce-și propune un profesionist când decide să intre în troaca asta? E, orice om decent, părerea mea, ar trebui să fie scandalizat. După cum orice om decent ar fi trebuit să fie scandalizat de asta. Poți sunt în fruntea parlamentului. Asta e penale, penale. Nu mă bruscați. N-aveți voie să mă bruscați. Nu aveți voie să faceți asta. N-aveți voie să mă bruscați. Lăsați-l în pace. Este dreptul meu, domnule parlamentar. Să ne amintim cum USR Plus practica această hărțuire idiotă? Vă spuneam și atunci într-un cor de înjurături useriste că nu e ok, că sunt prostele astea, că nu facem decât să infectăm spațiul public cu un asemenea comportament venit din partea politicienilor. Acele strigăte de luptă, copilărești și hidoase deopotrivă, nu luăm o statiști, toleranță zero! Păi râdeam de Șoșoaca cu intrările ei în forță să vi-l arăpă Barna în 2017, foarte revoltat și el ca deputat, că nu e lăsat în sală la Senat. Oamenii de ordine au spus că au primit dispoziție că de a nu ne permite accesul în plenul Senatului. Iată oameni buni, fix același tip de discurs ca la chifteaua patriotă urlătoare. Ni se interzice, suntem victime, dreptate! Că toți suntem la capitolul ia mai urlați, mă! Am mai descoperit chestii despre Șoșoaca. Ia uitați ce frumos aici, a? O vedeți? E indicat acolo cu săgeată. Șoșoaca, în 2003, consiliera ministrului comerțului Eugen Dijmărescu. Guvernul Năstase, tati, da. Poza asta e făcută exact când se privatiza Petrom, una dintre infinitele furăciuni din țara asta. E, ca să vedeți nesimțire, Șoșoaca a intrat ca om nou în politică pentru a se lupta cu cei care au vândut țara. Genial, nu? Poveste cu servicii, cu tot ce vreți, da? Nu vă este rușine? Cum vă permite? Revenind, na, nu e loc de profesioniști încă. E loc de urlători, de scuipători, de gargaragii de ăștia de partid, frecangii care își spun oameni politici. Doamna Moldovan... Știu că nu contează, că nu ajută cu nimic acum, dar vă rog să primiți prin vocea mea scuze de la toți oamenii normali din țara asta care au simțit rușine când au văzut prin ce ați trecut. Stop! Stop! Aici am vrut să ajung. Mamă, și-a venit Câțu azi în salopetă, tată, cu cizme de cauciuc. Bă, băiatule, era plin de cerneală, mă, pe el, cu moloz, cu... Deci toată ziua a semnat numai acte importante pentru țară și după aia a construit și niște paturi la terapie intensivă. Obosit, mă, obosit, încercănat. A luat și sănătatea, și vaccinarea, tot a luat, tot. Dacă mâine mai dă afară doi useriști, le ia tot el ministerele. Muncă multă, mă, n-aveți voi idee. Trece printr-o pandemie și România trece printr-o perioadă dificilă. În ședințele guvern de astăzi, după așa cum am anunțat, au fost aprobate câteva acțiuni normative importante. Așa a intrat ușa de perete. Puf. Haide bă la treabă, ce facem, ne zmiorcăim acum sau ce? Boss, dar plânge Barna, că să plângă de-l încolo. Îmi voi spăla cizmele cu lacrimile lui. Mamă, șeful, ce lider cu mână de fier sunteți. Face ca Ștefan cel Mare, mă. Dacă pleacă miniștrii USR, meșterește unii din cartoane și îi îmbracă în costume, îi pune la mișto pe scaune acolo să se sperie turcii și pandemia. Mă rog, caterincă de-asta. Când au de dat răspunsuri, toți politicienii noștri încep să facă pe ocupații, pe obosiții.
De la Câțu se așteptau azi 2-3 răspunsuri și toate erau legate de demiterea lui Voiculescu. Prima întrebare. Nu trebuia să se consulte cu USR Plus când l-a dat afară pe Vlăduț? Altfel spus, Barna zice că nu l-a consultat. Deci, l-a întrebat sau nu? Și ce zice Câțu? Mă surprinde puțin abordarea. Auzi, deci puțin te surprinde, nu mult, a? Și oamenii l-au întrebat mai departe. Bă, șeful, alo, încearcă să te concentrezi. Știm că ești obosit, hai, fă un efort. Deci, i-ai zis sau nu? Atribuțiile constituționale ale premierului. Aceste atribuții sunt de a evalua și de a propune atunci când decide revocarea, înlocuirea unui ministru. În acea ședință, toți președinții de partid au fost de acord că acestea sunt atribuțiile premierului și nu vor contesta niciodată sau nu vor pune nici sub semnul întrebării atribuțiile constituționale ale premierului. Wow! Wow! Ce tâmpenii ești în stare să ne spui, omule! Deci voi v-ați adunat ca să stabiliți că respectați Constituția? Asta ne spui pe bune? Doamne, ce-a fost asta, oameni buni? S-au adunat și s-au întrebat unii pe alții. Bă, respectăm Constituția? Da, au răspuns toți. După care s-au făcut frați de cruce. Mai taie dânele, Brenea, Florine, dă-le încolo. Guvernarea continuă, acum vine la o ședință de guvern în care am aprobat acte normative foarte importante la care au participat toți membrii cabinetului. Și eu văd că coaliția funcționează. A, e bine, a? Da, frate, ci că funcționează chiar mai bine ca înainte. Șeful, mai dă afară vreo doi miniștri să vezi și mai bine o să fie. Miniștri strică un guvern. Ce naiba, eu zic asta de mult, dar nu mă ascultă nimeni. Deci UDMR cu ăștia prin lumânări să nu moară coaliția fără lumină, iar Câțu ne spune că totul e perfect. A, și-a mai fost întrebat dacă a discutat ceva cu Iohannis despre treaba asta. Discut foarte des cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile între președintele Klaus Iohannis și mine sunt discuțiile noastre. Aha, mulțumim, da. Da, fix ce ai fost întrebat, nea Florine. Da, ai răspuns la obiect. Bă, zici că a fost întrebat dacă a mers la curve, serios. Adevărul e că secretomanie mai mare ca în guvernul ăsta rar am văzut. Pare că suntem luați la mișto. Să zică, bă, nu răspund la întrebarea asta, s-o dea ca Ciordache ăla, altă întrebare, decât să ne pierdem cu toții vremea cu prostiile astea. Stați pe prima, revenim imediat. Opa, opa, s-a schimbat schimbarea, da. Azi dimineață useriștii s-au trezit și în loc de ceai de zambile, ei, opa, au băut un par de sânge de urs. Gata, tăticu, s-a terminat cu șmecheria. Ia uitați-l pe domnul Iulian Bulai de la USR Plus. România nu are nevoie de Beizadele în funcții publice și de fica lui Vela prin nu știu ce instituție și de nu știu ce neamuri pe la apele române și de tot felul de incompetenți care sunt puși în funcții publice printr-un sistem mafiot care aparține unui anumit partid de guvernare. Nu o să intru într-o polemică. Ba eu o să intru și o să vă spun în față. Dacă nu vă schimbați comportamentul și nu acționați radical pro-reforme, o să aveți viață grea cu noi la guvernare. A? Frumos sau ce? Fata lui Vela pusă vicepreședinte la Agenția Națională pentru Arii Protejate. Mă rog, e vorba de fata partenerei de viață a lui Vela. Parteneră de viață care are interese unde credeți? Exact în Arii Protejate. Acolo unde a fost înfiptă fetișoara. Ce să vezi, doamne? Ce coincidență, bă, nu? Am spus foarte clar, în acest mandat oprim nepotism, oprim aceste conflicte de interese, dar nu ne putem face peste noapte. Cum este semnalat în caz, v-ați văzut că reacționez imediat și vom avea informația și vor urma și măsuri. E, asta zice Câțu când? Când? Pe 10 februarie. Când e numită fata lui Vela? Acutat în aprilie. Deci, cum ar zice Dan, Florine? Vezi că ne minți grav. Sau cineva te bagă în rahat și nu-ți spune. Ce experiență are domnișoara? Păi este consilier juridic la firma tatălui biologic, care e PSD-ist. Și mai e iubita fostului ministru al sportului, Ionuț Stroie. Doamne, ce e acolo la ăștia?
dar cine suntem noi să ne opunem iubirii? Dar putem să ne opunem nepotismului? E voie în acest regim pur? Vă amintiți de asta? Întrebat despre fiica lui, Petre Daia a recunoscut deschis că e angajată în ministerul pe care îl conduce. Ce face mai exact acolo? E treaba celor care îi dau de lucru. Ohohoho! Ce scandal a fost atunci, domne, ce nebunie, vă amintiți? Am dat și noi la emisiune, mamă, pesediștii nenorociți! Bă, da, e oribil să spui copilul pe nu știu unde, să ajuți businessurile familiei. Dar de-aia i-am alungat pe pesediști de la putere, nu? Și au venit liberalii, care, iată, fac și ei la fel, normal, pentru că visul marelui PNL din 90 încoace e să fie PSD. După un an și jumătate de PNL la putere, în sfârșit, încep useriștii să arate cu degetul unele mizerii făcute de PNL. Întrebarea e, oare ar fi zis ceva USR despre toate astea dacă nu era Mazilit Vlăduț? Mi-e teamă că nu. Neabulai, vezi că mai sunt și achizițiile din pandemie, unele-s la DNA. Băgați și cu asta, dacă tot vi s-au umflat ouțele. Și apropo de ouțe, grijă mare la ele că vine Paștele, o perioadă nu tocmai bună pentru ouă. Se sparg. Sunteți grozați, numai fumuri și pretenții. Acum... nu știu dacă e cazul să plece Câțu, dar cred că USR ar trebui să realizeze că e cazul să plece Barna. E limpede că n-are autoritate. Doar și pentru faptul că PNL i-a zis ceva, iar a doua zi a făcut taman invers. E cum ar fi ca USR Plus să iasă acum de la guvernare? A? După ce au negociat 2 luni ca să pună prefect și subprefect, după ce și-au împărțit funcțiile cu PNL și UDMR peste tot prin țară, după ce oamenii din USR Plus au ajuns pe diferite posturi, să vină Barna acum, băi, ia hai jos pixurile, toată lumea acasă, trecem în opoziție. Păi îl omoară useriștii cu mâna goală cât e el de mare. Sperăm că mâine, spre la finalul zilei, sau cum a spus și viitorul premier, luni vom avea finalizat programul de guvernare și vom constitui o coaliție care, într-adevăr, să răspundă așteptărilor importante ale cetățenilor. E un sentiment de oboseală la momentul acesta. Ha? Vă amintiți? Ce au mai negociat? Ce au mai transpirat prin ședințe interminabile? Ce a promis Barna? O coaliție de dreapta serioasă, profesionistă, bla, bla, bla. E limpede că s-a construit o glumă. Barna este vicepremierul unui guvern foarte slab, care întristează și amuză în același timp. Are legătură cu profesionalismul, cum are Șoșoaca cu mersul la sală. De ce nu e momentul ca Barna să-și asume acest eșec? După eșecul de la alegeri, bineînțeles, și după o istorie de momente în care s-a făcut de râs în spațiu public. Pe domnul Orban știam, cum spuneam, doar de la televizor, dânsul nu fusese parlamentar în mandatul anterior. În lunile astea am lucrat cu dânsul, este un partener de drum de nădejde. Ce, mă? Adică s-au căcăit 3 săptămâni ca să nu-l pună pe Orban premier, iar acum să vină și că acel premier care a dus PNL-ul în cap într-un an de guvernare? Și să vină și Neluțu Tătaru la sănătate, nu? Super! Ce ne-am putea dori mai mult? Dumnezeule! Au venit și cu 2 variante pentru negocieri. Ori Ludovic Orban premier, iar Florin Câțu președinte al Senatului, ori a doua variantă este cea cu Florin Câțu premier și Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților. Cei de la USR Plus au alte propuneri, ar fi de acord cu varianta Florin Câțu prim-ministru. Mm-hmm. Asta zic, iar USR merge mai departe cu acest Barna la vârf? Adică, pe bune, ce ar trebui să mai facă pentru a-și demonstra inutilitatea? Am văzut-o pe doamna Anca Dragu, da? Bine că s-a spart buboiul ăsta cu Vlad Voiculescu, altfel Anca Dragu n-ar fi zis nimic niciodată. Regulile coaliției au fost clare, sunt foarte clare, iar poziția noastră este deja cea comunicată. Doamnă, dar de ce vorbiți în joaptă? Sunteți în Parlament, nu la furat. A, probabil mai dorm și colegi pe acolo sau vă menajați timpanele până apare Șoșoaca? Vine Șoșoaca, zângăne termopanele, a? Crapă bibelourile pe rafturi. Na, întrebarea care se pune e, ok, fac băieții ăștia un alt guvern, însă ce garanție avem că nu ne jucăm iar de-a guvernarea serioasă?
Stai, stai, deci... Tu chiar crezi chestiile astea? Ce chestii? Cine? Deci tu chiar crezi că noi avem probleme în guvern? Păi cum adică? Ce, nu sunt probleme? Dar cum să crezi așa ceva? Deci fix în momentul ăsta, eu cred că Florin și cu Vlad și cu Dănuț stau așa și se uită la știri. Așa? Și râd de ce prostii spune presa despre ei. Fix în momentul ăsta în care vorbim noi, pentru că ei sunt, deci Florin cu Vlad, așa sunt cei mai buni prieteni. Cine, doamnă? Câțu cu Voiculescu? Nu e... Ba da, vă zic, deci chiar acum cred că beau împreună niște socată pe care le-a adus-o Dan și se amuză pe seama ce zice presa despre ei. Păi cum nu l-a demis Câțu pe Voiculescu? N-ați văzut treaba? Hai, mă! Tu chiar ai crezut? Oh, deci nu vine să cred. Chiar ai pus botul? Da, chiar l-a demis, vă rog eu frumos. Da, dar așa, ca glumă practică, ca să poată să râdă pe seama voastră. Deci cred că acum deci le iese socata aia pe nas de tare ce râd ei când se uită la ce spuneți voi. Doamne, eu nu știu cine sunteți și ce, mă rog, am așa, dar eu nu cred că e chiar așa. Că pare pe bune tot ce se întâmplă. Păi Câțu chiar l-a demis pe Voiculescu în funcție, Doamne ferește. Și ăia de la USR Plus amenință acum că rup alianța, că în plină pandemie, că în plină pandemie, că e mai amuzant dacă amenințau cu o criză politică într-o situație normală, da? Ce mai era amuzant în asta? Nu, mă scuzați, dar e absurd ce spuneți. E absurd. Cum să fie absurd, domnule? Fii. A zis Barna cu subiect și predicat. A zis că... așa se întâmplă. Că el cu Florin și cu Vlad se uită la televizor și râd toți trei. Păi da, asta a zis duminică. Ce mai râd ce acu e joi? Râd și mai tare acum pentru că e și mai amuzant. Nu, mie mi se părea că e o criză adevărată, adică mai ales că sunt pline spitale de bolnavi COVID și de... Păi cum? Nu se poate așa ceva. De chiar e că... Păi cum să... Deci, Florin și cu Dan și cu Vlad stau și se uită la televizor cu bolnavii de COVID și râd toți de ce zice presa despre nu, ei. Nu, n-are cum, eu nu cred așa ceva. Haideți, vă rog eu, lăsați-mă. Aoleu, aici ați intrat, doamnă, bună seara. Haideți, doamnă, haideți înapoi, că nu v-ați luat nici pastilele astea. Stați puțin, alo, ce faceți? Haideți ca să nu facem... E pe tranquilizante, domne, că nu și-a luat nici... Să vedeți o răpăcea de dimineață. Haideți, doamnă, ca să nu facem o scenă, vă rog eu frumos. Mă aleg, domnul, ajutor! Deci vor să mă interneze ca pe Șoșoacă, e un scenariu, eu nu sunt... Da, hai, e manevră, nu, e manevră! Nu, vă rog eu frumos, nu! Doamnă, să nu facem... Nu e sigur! E pe bune, vă rog! Vă rog, că nu vreau să facem aici așa! Ajutați-mă! O să râdeți cu domnul doctor și cu infirmier! Ajutor! Ajută-mă, domnule, că e grea! Ajutor! Hai să pun bordul la cartă! E o față! E o față! Hai, doctor! Păi nu vă ajut eu! Păi da! Nu vă ajut eu, domn doctor! Păi da! Ajutor! Vă descurcați de aici? Da, mulțumesc! Sănătate, numai bine! Să mai discutăm un pic despre Lucian Bode, vreți? Că făceam așa o recapitulare a activității lui Vlad Voiculescu, mă uitam la reproșurile și lăturile încasate în timpul mandatului din partea liberalilor, din partea lui Câțu, și am realizat în paralel că în contrast cu Voiculescu, acest Bode e ministru perfect, domnule. Practic, n-ai ce să-i reproșezi, n-are cusuri. Anul trecut, de pildă, când era la transporturi, păi fraților, voi ați uitat ce inaugurări a organizat omul cu câteva zile înaintea alegerilor, cum îi căra pupitru ăla lui Iohannis pe la toate cioturile de autostradă? Ați uitat, normal. Sau cum stătea el în mijlocul petrecerii din biroul lui Orban? Ei, iată,
Cine este acolo la butoane, cum se zice? Bode, el avea frapiera, mă, el avea în față sticlele desfăcute, cred că el turna și în pahare. El ținea practic totul în spate, era garanția bunei dispoziții, avea grijă de bunul mers al petrecerii și, de ce nu, poate chiar al țării. Păi dacă oamenii ăia nu s-ar fi simțit bine la petrecere, cine știe ce decizii greșite ar fi luat în următoarele zile? Și atunci, cum să nu-l apreciezi pe Bode? Cum să nu-l pui, mă, după aia la interne? Unde, băi, alo, până acum s-a descurcat admirabil. I-am văzut cum râdeau de parcă și spuneau glume. Trebuiau să aibă un document să-i aducă și nu mai murea nimeni. E, asta e bună. Păi se compară doi morți cu ce s-a întâmplat prin spitalele lui Voiculescu. Pe bune. Plus că domnul Bode a comunicat ireproșabil, mă, după nenorocirea de la Onești. Păi ce vorbești? Comunicarea este de departe abilitatea lui numărul 1. Bă, bă, Voiculescule, bă, te-a certat Câțu că ești varză pe comunicare. Uite acum că ai timp liber să înveți. Ia, bă, și notează de la Bode. La această oră, desfășurarea evenimentelor este cunoscută, drept pentru care nu voi intra în alte detalii cu privire la aceste aspecte. În continuare, mă voi axa pe prezentarea trei paliere esențiale din cuprinsul raportului preliminar. Vezi, mă, Voiculescule, vă-i dă capul tău, mă. Crimele au fost pe 1 martie, ministrul a ieșit pe 3 martie. Nu te arunci, mă, ca berbecu, mă. Nu te duci a doua zi la declarații și mai ai și întrebări, să te frece ziariștii, că la ce oră și la ce secundă s-a sunat la 112, că de câte ori s-a sunat la 112, că, domne, care-i numărul de la 112? Nu, bă, tată, ieși după două zile și nu intri în detalii, da? Citește acolo ce ți-au scris comisarii, citește așa, elegant, mă, vizibil, inteligent, ca și cum ai citit instrucțiunile de pe o sticlă cu detergent, da. Principala deficiență constatată a fost cea referitoare la relaționarea defectoasă dintre factorii de comandă, ceea ce a determinat lipsa coordonării acțiunilor și neasumarea responsabilităților. Relaționarea defect și neasumarea respond. Păi până au procesat-o ziariștii pe asta, Bode era deja în mașină, dormea pe bancheta din spate, făcuse și două accidente pe contrasens. Vezi, bă, Voiculescule, asta e comunicare eficientă, mă. Nu, ce făceai tu acolo, bă, că te duceai ca fraierul cu trei medici după tine să-i explici, să... Avea dreptate și Câțu, bă, să te certe. Păi ce, mă, pot să moară cetățenii pe capete, să fie tăiați cu sabia sub ochii polițiștilor, să cadă de la balcon, că n-a venit scara pompierilor, care sunt tot la interne. Poate să facă polițiștii 10 petreceri ilegale, să moară oamenii la aceste petreceri. Poate să spună alți gabori că șefii lor sunt mână-mână cu clanurile interlope. Nu, bă, nimic nu contează. Avem aici un ministru de nota 10 care o reglează, domne, din comunicare. Eu consider că s-a greșit. De aceea, specialiști din direcția control intern vor face verificări și vor lua toate măsurile care se impun. Ce vreți mai mult? Lucian Bode consideră că s-a greșit. Poți să-i reproșești ceva? Au murit niște oameni aiurea, s-a greșit, mă, asta e. Dar poți să-i cer lui vreo demisie? Tirurile alea de ATI nu sunt tot ale internelor? Ba da, dar Voiculescu nu comunică bine, asta contează. Felicitări, Lucian Bode, ești cel mai bun. Câțu și partidul te iubesc, că ca tine chiar nu mai găsesc. Apropo de găsit, pe cine credeți că ar trebui să pură ăștia în locul lui Vlad Voiculescu? Vax Populi. Ați văzut că l-a dat afară pe Vlad Voiculescu? Da, domne, e un lucru dubios. De ce? Păi, așa, chiar așa iurea. Deci, fără așa, zbanc. Și eu fi în spate, ați înțeles ce s-a întâmplat? Totul e politic. Vă spun cinstit. Păi cine să punem acolo la Ministerul Sănătății să meargă treaba bine, să ieșim din pandemia asta? Trebuie să bagi oameni pregătiți, tot un doctor specialist, să aibă profesia de doctor, doctor normal, român,
nu străin. Ce fel de om să punem măcar? Medic. Medic. Unul care e în medicină, în așa ceva, în, așa, cum îi spune, să vă spun, în așa domeniu. Cred că ăsta e cel mai bun, că altceva n-ai ce să pui în medicină. Pune, cum zice, repară o mașină cu un doctor. Păi la Ministerul ăsta al Sănătății ar trebui să fie niște oameni specializați în medicină ca să putem să ieșim din. Așa că vine mereu cu oameni care nu sunt pe meserie. Cum vi s-a părut mandatul domnului Voiculescu? Dezastrus. Dezastrus. Voiculescu v-a plăcut cum s-a descurcat? Nu. Nu, 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 nu. Voiculescu nu știe nici tabla mulțirii. Dacă îl încerca să știi, nu știe tabla mulțirii. Cum vi s-a părut mandatul, domnule? Exact cum mai pune un văcar să aibă grijă de un spital. Pe cine să punem la Ministerul Sănătății? Nu, domnule, eu sunt bătrână, eu nu mai... Să dea să păie pe cine o vrea, că eu mâine pe mine face bang, bang și gata. Și pentru că rostul nostru este să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile, apoi să vă spunem și vouă ce am înțeles noi și mai ales ce spun oameni mai deștepți decât noi, astăzi l-am invitat la Tâlc Toc pe Valeriu Nicolae. Valeriu este un foarte bun prieten al emisiunii noastre, activist social, face lucruri extraordinare în Ferentari. Îl știți sigur, a candidat ca independent la Parlament, dar i-au suflat ăștia postul de deputat pentru 17 voturi. Da, i-au luat și un cad în fasole. Valeriu este și pasionat de vânătoare. Da. Îi vânează pe impostorii și pe sinecuriștii din instituțiile statului. I-a prins până și pe cei de la USR Plus că au intrat în hazna și nici măcar nu s-au ținut de nas. Cu o Românie fără hoție în gură s-au făcut că nu văd căpușările pe care băieții deștepți le făceau ziua în amiaza mare lângă ei. Cum face un om slalom între șmecheri care căpușează banul public și copiii din ghetouri, vedeți imediat la Tâlc Toc. Doamnelor și domnilor, Valeriu Nicolae. Salut! Așa! Salut, salut, salut! Sportiv, frumos, bravo, îmi place. Ce faci? Bine. Cum adică, ești? Se poate de bine. Bine. În voi? Condițiile astea. Noi suntem și noi bine, așa, încă e efectul ăsta de casă nouă și de și încă ne simțim bine. Am avut noroc și cu pandemia asta. Eu m-am mutat și cu locuința și mă simt cam vacanță de câteva luni de când m-am mutat, adică zici că am plecat undeva, deși de martie anul trecut n-am fost plecat nicăieri. Și acum ne-am mutat și cu casa asta la care stăm de luni până joi mai mult decât stăm la locuințele noastre și e în regulă, pare așa că ne-am plimbat, că ne-am dus în București? În diverse locuri, nu, dar m-am mutat din Ploiești la marginea Ploieștiului. Okay. Ceva de genul ăsta, adică am zis să mai ieșim un pic din poloarea aia nenorocită. Dar nu se poate scăpa de aceste nenorociri care sunt peste tot, mai ales că orașele astea două au tendința să unească în curând. Da. Tu cum ești? Cum ai petrecut ruperea coaliției? Mă rog, toată nebunia asta. Nu știu, încă cred că sunt un pic sub șoc. Deci nu m-am așteptat la o chestie de felul ăsta. Yeah. Ți-am adus o carte, se numește Sfârșitul competenței. Aha, da, da, da. Cam da. Așa mi se pare. Dar de ce să facă ei nebunia asta atâtea zile la rând, cu mergem, cu diamantul, cu mergem cu Vlad, mă uit cu Florin la televizor și râdem de cât de proști sunteți voi, ziariștii, știi? Puțismele astea le-am zis noi la emisiune, tot spectacolul ăsta jalnic, pentru ca după aia să se întâmple o... Cum, în ce notă vezi tu toată asta? Mai ales că tu ai fost acolo, la Plus, știi cum se întâmplă lucrurile, ai plecat și cum vezi tu, cum interpretezi? Mi se pare că e un efect întârziat, dar firesc, al... lipsei de cojones al liderilor plus USR.
că nu poți să stai pe burtă când vine vorba de corupția și căpușarea din PNL, din UDMR, să fii întotdeauna împăciuitor, să vrei să fii diplomat cu oameni de tip Florin Roman. Deci... Ceea ce zicem noi mereu, bă, cu ce? Adică lăsăm la o parte gafele care s-au făcut și nu s-au discutat, că și asta noi am și spus-o de mai multe ori. Bă, înainte de campania electorală, nici nu treia doar să te faci că scrii un mesaj pe WhatsApp la Vlad, la Nicușor, la toți oamenii ăștia. Da, și erau aici în studio, înțeleg? Nu că răspundeau, erau în studio. Veneau să zică nu știu ce. Erau, știi că e gluma asta pe care noi o facem la emisiune de mult, cum e Stoichiță la TVR. Stoichiță la TVR la sport, când deschide aia dimineața, cade e înăuntru, acolo, știi? Da. E acolo, la, la fel, mă rog, până să fie mare șmecher la, să distrugă și echipa asta națională, dar... cam asta era treaba. E, după aia nimic. Adică am sunat, m-a sunat să mă certe domnul Voiculescu că de ce spun aia, de ce spun aia la altă. Și zic, bă, vino și vorbește cu oamenii. Nu, frate. Și pe mine asta mă deranjează cel mai tare. Și m-a deranjat la Barna, mă deranjează la Cioloș, la Voiculescu, la foarte mulți oameni de acolo. O aroganță de asta foarte... Știi? Și acest sentiment că se simt cumva îndreptățiți, știi? Să fie, să... nu știu. Da, fără să-și câștige neapărat. Păi stai rezultatul. Deci ești pupat în continuu și începi să crezi că ești mult mai bun decât ești. Și dispare partea asta de... cu prietenii... Prietenii spun, bă, ești tâmpit, ești... Aia zic. Bă, nu crezi că ai luat orar? Da, bă, da, băi, băiat. Hai un pic. Da, da, da. Miștește-te, hai. Mai iau pauză. Nu, cum să zic, eu cu Vlad, eu îi zic destul de multe lucruri dure și pare că mă ascultă, dar am obosit să mai zic, deci nu mai am chef să zic, lasă-mă. Deci, și cumva treaba asta, obsesia asta, și acolo e vina lui Dacian, deci Dacian suferă de mult prea mult bun simț. Și bunul simț la un moment dat devine lipsă de coloană vertebrală. Deci nu poți să ai bun simț cu Florin Roman, nu, cu Beni Ardelean, cu tot panoramele astea pe care le vezi continuu. Deci cu Ciolacu, cum să ai bun simț cu Ciolacu? Cu Șoșoacă, deci ce e aia? Nu poți să tratezi lucrurile ca și cum, bă, stai, că suntem toți diplomați, discutăm la același nivel. Bă, nu e niciun nivel acolo, aia sunt sub nivelul mării, deci trebuie să te scufunzi un pic acolo să... zici ceva. Din cauza asta cred că suntem în situația asta. Încă PNL-ul a zis, lasă-mă, că ăștia sunt niște fraieri, sunt cu diplomația, băieți la Bruxelles, las, le trece repede și le dăm una și asta e. Și acum mi s-a părut că în ultima vreme USR Plus a fost mult mai, ei au fost mult prea atenți la ce se întâmplă în interiorul partidului. Lupta asta pentru putere, sunt alegeri, cum ne dăm unii la alții în cap. Și deloc către, băi, stai puțin, că trebuie să ne poziționăm ca fiind un partid puternic, să criticăm ca lumea, să arătăm partea de corupție, să răspundem așteptărilor celor care ne-au ales. Că noi am venit pe o platformă de asta, puternică anticorupție. Bine, un pic ineptă, aia fără hoții a fost o chestie tot râsul. Deci nu poți să ai o campanie fără hoție. Încă dacă eu îți descoper ție în partidul 1 care a fost hoț, s-a terminat cu toată. Deci asimetric, e o comunicare tâmpită. Și știu că e deja a devenit așa o... Toată lumea zice comunicare. Comunicarea USR Plus e catastrofală. Deci nu se poate mai prost. Deci nu înțeleg de ce dincolo de mine. Și sunt atât de multe lucruri pe care le pot sancționa și nu le sancționează și nu înțeleg de ce n-o fac. Deci partea asta de căpușare, incredibilă, PNL-ul a numit la Electrica pe un nene care lua bani, ia bani și de la BERD, de la Banca Dezvoltare Europeană, bineînțeles trimisă acolo de România, a fost și vicepreședinte la Bancorex când ne-au tras țapa aia de 2,4 miliarde. Ok. Da, băiatul ăsta. Da, da. Și
culmea omul ăsta primește și o pensie militară, deși el n-a fost niciodată în armată. Pensie militară, țapănă de... Se dă? Că nici eu n-am făcut armată. Da. Adică putem să ne înscrie. Și scrie din când în când, apare în declarația lui de avere. Deci te mor de râs. Deci omul e secretar de stat pe nu știu unde și scrie acolo. Soldă de la mea APN, mă, soldă pentru ce? Că tu nu lucrezi acolo. Deci, da. Ăsta, un descoperit care s-a acoperit și după aceea s-a descoperit. Deci, incredibil. Și ai, deci, sunt niște lucruri... Nu, dar asta ține tot, de, apropo, de fără hoție sau fără aia. Fără, nu se poate să asiști atât de impasibil la toate numirile astea politice, să fii de acord cu ele, ba chiar să beneficiezi și tu de lucrurile astea, sau, nu? Sau să spui, cum mi-a spus mie unul dintre liderii USR Plus, bă, stai că asta e treaba PNL-ului. Bă, nu e treaba PNL-ului, e treaba noastră, că e țara, nu e țara PNL-ului. Reamintește-ți de ce ai venit în politică, ai venit să schimbi ceva, să te opui. E, acolo, deci, bunul simț ăsta prost interpretat, cred că i-a prăbușit. Cred că de asta Câțu a zis, las mă, că-s mai șmecher, îți trag eu una, du-te de aici. Că Vlad, într-adevăr, crea ceva probleme, mari probleme corupțiilor din mediul sanitar. Din sistem. Din sistem. Pe de altă parte, faptul că te-ai apucat să faci ceva și s-a apucat, uite, vina cu concursurile pentru casele județene, dar acolo unde... Acolo este o nenorocire și este de atâția ani, totul era politic, totul era, ok, sunt măsuri bune luate. Problema e, n-a ieșit să le spună, nu i-a luat nici pe oameni ca parteneri și nici nu a folosit, cum să zic, nu neapărat mâinile care i s-au întins, ci sprijinul ăsta, bă, uite, vedem că vrei să faci ceva, că hai vino, explică-le oamenilor, dă nu știu ce. Nu, frate, nu, nimic. Da, era acolo era o mină de aur. Sunt peste 20 de parlamentari PSD pe care i-am descoperit eu, niște nenorociri de oameni care au fost șef la Casele Naționale de Asigurări de Sănătate. Județene, da. Da, județene, fără, casele județene, fără să aibă niciun fel de calificare. Sau s-au calificat după ce au obținut poziția aia. Deci era o mină de aur acolo. Faptul că n-au folosit-o... Da, nu știu. Dar mi se pare că e mare păcat. Deci e un păcat că... Nu știu, și de la Câțu aveam cumva alte așteptări. Bine, am văzut că și voi la fel aveați niște așteptări și s-au cam dus dracului. Asta e, ăștia sunt politicienii noștri. Dar ce să se întâmple acolo? Tu ai plecat până să fie toată treaba asta cu alegerile și cu tot și cred că a fost infernal prin tot ce ai trecut, faptul că acolo la 17 voturi au fost până la urmă, nu? Așa. Dar cum vezi tu situația? I-a transformat puterea sau pur și simplu ei nu știu să gestioneze puterea? Cred că e un pic partea asta de... Nu știu, nu cred că, de exemplu, pe Dacian nu cred că l-a transformat în niciun fel puterea. Deci, mă rog, Dacian e ca un tip care și-a luat de muncă în străinătate, exact, și... Da, asta vreau să zic. Așa. Asta e problema. Încă, de fapt, liderul partidului și omul cel mai experimentat e în vacanță, cumva, e în altă parte. Celălalt lider al partidului e tot acolo, mâna dreaptă a lui Dacian, Dragoș Tudorat, care e iarăși un tip ok, dar și ăla e tot la Bruxelles. Și restul, care sunt coordonatorii regionali, cei mai importanti, sunt toți la Bruxelles. Deci întreaga conducere acolo. Și cumva Vlad e cam de unul singur pe aici. Deci Vlad e cel mai cunoscut din Plus și e de unul singur. Așa, și acum, nu știu, da, cred că puterea, întotdeauna puterea te tâmpește și ai nevoie de un mecanism de... cum zicea Machiavelli, de Consiliul Oamenilor Înțelepți, care să-ți dea câte una în cap. Cum crezi că percepe electoratul USR Plus toată treaba asta, tot ce s-a întâmplat? Și apoi cum percepe electoratul Plusului, care nu e de multe ori pe aceeași lungime cu USR-ul? Cu USR-ul. Da, nu, eu...
cred că e un pic de traumă aici. Mie mi se pare foarte îngrijorător că văd o radicalizare a USR+, adică ei au o tabără așa de sectanți. Ești foarte, foarte duri, nu acceptă niciun fel de critică, bă, dacă ești în partid trebuie să slăvești partidul. Și pe partea asta ne-am polarizat foarte tare și asta e periculoasă și nu mai știm să vorbim unii cu ceilalți. De exemplu, nu mai am avut un șoc discutând cu, din nou cu unul dintre oamenii puternici din USR+, care îmi spunea că el nu are ce să discute cu un om politic. Și îmi zic, bă, stai, cum nu ai ce să discuți? Că trebuie să discuți, că de-aia ești acolo. Deci trebuie să discuți cu oamenii, chiar dacă nu sunt... Bine, dar și tu ai zis ce să discuți cu Florin Roman. Ce-ți da, 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 dar eu bun, tu... sunt... Stai să o luăm așa. Ăla era un om care era normal, de care vorbeam eu. Pe Florin Roman eu îl consider așa, un țopârlan. Deci nu poți să discuți elegant cu un țopârlan. Deci nu poți să discuți diplomatic cu un țopârlan. Vorbești pe limba lui acolo. Și dacă... Deci mie mi se pare că foarte mulți politicieni ai noștri sunt de fapt smart 2. Cu Smart 2 nu poți să discuți, băi, hai că ne înțelegem, că nu știu ce, nu merg. Da, nu i-aș ridica totuși la un Smart 2, e un băiat, înțeleg. Smart 2 aș, da. Așa, da. Prietenul Smart 2, da. Da, știi că erau aia cu prietenii fotbaliștilor. Da, exact, adică... da, da. E pe acolo. Da, în... ianuarie l-ai bătut-o obrazul, apropo de ce vorbeam mai devreme, liderilor USR+, pentru că au făcut parte din Consiliul de Administrație pe vremea lui Cioloș. Da, ăla a fost un șoc pentru mine. Da. Deci a fost un șoc, încă cu oamenii ăștia am discutat la începutul guvernării, că nu ne băgăm acolo și am fost îndeajuns de dobitoc încă să-i cred. Și mi-au spus, da, frățică, noi nu ne băgăm, nu știu ce. N-am verificat niciodată asta, știi? Am zis, bă, las, că nu... Și, bă, uite, de exemplu, Ghinea, Drulă nu s-au băgat niciodată, da? Și m-am trezit... Inclusiv Vlad Voiculescu era, da, acolo. Vlad Voiculescu a fost, da. Dan Barna, care nu și-a trecut veniturile din timpul guvernării Cioloș? Da, el nu și-a trecut niciun venit. Deci, eu nu știu de ce naiba mai plătim banii pentru ani. Eu nu am găsit din toți oamenii, deci cred că m-am uitat pe peste 500 de declarații de avere, unor oameni cât de, adică destul de ciudați. N-am găsit unul să nu fi făcut greșel sau să fi completat declarația aia de avere greșit. Anii nu zice nimic. Sunt ăștia care se trezesc, deci, pac, n-au nimic și brusc au 450.000 de euro în contul și m-au mai cumpărat de 1,5 milioane ceva, da, de timp. Și împrumuturi, nu da, știu cine. Da, și împrumuturi, da, da. Pf, împrumuturi sunt, toți sunt, deci toți au vocația asta de cămătari. Deci nu e unul care să nu fi fost, cred că își doresc așa, mă, ce aș vrea eu să mă fac? Cămătar. Dar las că întâi mă fac politician un pic. Să adun, da, și după, da, aia să dau. Da, este, crezi că oameni, ai văzut atâtea CV-uri, atâtea declarații de avere. E clar pentru mine că inclusiv mulți dintre cei de la USR+, uite, am avut discuție cu Stelian Ion, căruia i-am spus aici, da, că... El a venit pe zero. Avea, păi, da. Negativ, adică, bă, n-aveai, da, nimic. Că și câștigai 2000 de lei, trăiai din 2000 de lei sau ceva, da, de genul ăsta. Ca Dita mai avocatul, da. Da, ca Dita mai avocatul și după aia tu, de fapt, în politică ai început să duci un trai măcar decent. Da, m-am uitat eu, deci m-am uitat la început. Și am și scris asta, erau 40 de, sau 41 de deputați USR+, 28 dintre ei aveau echitate negativă. Deci ei, când au intrat în politică... Da. Erau datori, de fapt. Asta e problema. Și mesajul, apropo de comunicare, mesajul care a venit către public... A fost, mă, noi suntem super profesioniști, deci am avut banii, cariere, adică nu, da, intrăm... Ne sacrificăm, ne alea, da. Da. Noi venim aici, nu avem noi, și le-ai dat salariul ăla, nu știau să numere, da, exact, banii aia, că e clar că după, judecând după declarațiile lor, după veniturile lor, n-au văzut banii aia, vedeau banii aia într-un an, cât luau într-o lună. Bine, dar acum ar fi haios să te uiți, de ce m-am uitat la ăștia de la aur? Așa. Deci râs leșin de râs, azi m-am uitat la unul,
cum îl cheamă Ringo. Deci, cum îl cheamă? Ringo. 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 Ringo Star. Așa. Deci Ringo de, în, a scris de 8 ori, deci în CV-ul lui, CV-ul lui Ringo. Ringo scrie administrație, deci în 8 rânduri scrie administrație de 8 ori greșit și la un moment dat zice că a lucrat pentru administrația publică. Deci Ringo, de la cine? Administrația publică. Pe bune, administrația. 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 Era o ministrație. Da, ministrație cu alt. Dar la, de 8 ori scrie diferit. Deci administrație, amnistiație. Mă, de 8 ori în atâta. Deci râs de... Nu se poate așa ceva. Și a avut om... Deci a avut o grămadă de șomeri. Deci oameni care n-au făcut niciun ban, deci 2 ani înainte au fost șomeri. Mm-hmm. Și eu sunt direct în Parlament pe o pală de bani. Om care, deci media e de vreo 10.000 de lei pe an făceau băieții ăștia. Pe an? Pe an, da. Și acum fac banii într-o lună fără, exact, fără, niciun, fel fără niciun fel de probleme. Și tot a, deci am descoperit oameni care făceau afaceri cu Arabia Saudită, deci cu dușmanii, cu străinii pe poporului. Da. De la aur? Am găsit. M-am uitat până acum 11 CV-uri de ale lor. Sunt 3 care au avut condamnări penale, mă, 3, deci cinstiții lumii cu condamnări penale. Cu PSD-ști, deci fost în PSD. Da. E unul care a fost în 7 partide, deci că nu trasez, că nu știu ce, și ăla a fost în 7 partide, băiatul. Deci ăla și ascund, știi cum, își ascund foștii ciripitori la securitate, nu trec prin anii aia dintre 80 lipsesc și 90. Lipsesc niște ani. Lipsesc, băi. Deci exact am văzut aia... la mulți. Da, sunt da. Și primari, sunt și... Da. Am văzut prefecte. Am văzut 86 și 90. Da, da, da. Deci, bă, zici liceu, nu știu ce, la... Bă, și lipsesc 3 ani. Mă, ce ai făcut în perioada asta? Că treci acolo, ai făcut ceva, da, nu da, știu. Da. Nu, erau toți șomeri, că știi, în timpul lui Ceașcă, da, da. Toată lumea era șomeră. Deci, când voiai, ziceai, mă, luăm o pauză, acum nu mai muncim. Și nu mai apar nicăieri. Da, da, este incredibil. Cum vezi ieșirea din nebunia asta? Deci cred că ce faceți voi o chestie foarte importantă. Știu că e obositare și bănuiesc că ți-ai luat și tu. Ai fi giderul prin... Dar e foarte important să discutăm. Să discutăm critic și treaba asta de un pic de gică contra, avem mare, mare nevoie de ea. Că pupincurism e la greu, deci da. Te împlini. Da. Oameni care să... Îți arate din când în când, bă, că da, ești drag, ești un om deștept, dar poți să fii tâmpit în orice moment și trebuie să te trag de mâine. Nu, la noi e asta. Zici ceva, da. E clar, ai luat, ai făcut. Hai să zic fază. Mă sună de la aur, săptămâna asta m-a sunat unul de la aur, pe care l-am blocat săptămâna trecută. Deci mi-a trimis, am publicat eu pe Facebook mesajele lui. Da. Înțeleg, cu unul, cu proteste, cu nu știu ce, cu la. Și... mă sună, după ce l-am blocat. Sunt, nu știu cum îl cheamă, de la Constanța, liderul de la Constanța. Domne, marți vin să protestez la Cotroceni, am un protest mare acolo și vreau și eu să vin la TikTok. Zic, noi avem altfel de oameni la emisiune cu care vorbim, cu care... Păi și de ce? Eu vreau să vin, să zic că dacă vin eu ca de guvernul. Vin eu... Bine că nu l-am adus, că l-a ducea, mă, când marția da, la da, tăie. Da, se, adevărat, da, se adevărat, da. Putea să gădă cu... Auzi și zic, deci după ce îmi zice, că să spuneți la emisiune, că nu știu ce, că la, eram bun, eram extraordinar, când i-a zis că nu, dar de ce, domne, nu-i chendă că pe aia care te plătesc pe tine, da, nenoroci, firea aia, dragă, i-am închis până să mă înjure de prea multe ori, înțeleg? Deci omul să pornise pe... Deci orice zici nu poate să fie o critică, bă, uite, nu, frate, este... Dar asta, bine că mi-ai amintit de Constanța. La Constanța e o familie care a intrat, ea e senatoare, iar el e deputat. Doamna senatoare... a avut cabinet, deci așa a făcut banii din cabinet de obstetrică ginecologie. Deci femeia a făcut bani făcând, printre altele, avorturi. Deci da. Exact ceea ce aur zice, băi, nu și nu. Vai de... Mi se pare incredibilă chestia asta.
Și oamenii votează, deci n-au niciun fel de probleme. Cred toată gargara aia. Toată. Da, vezi, aici e foarte, foarte dificil, în condițiile în care educația e unde e, să le ceri oamenilor să-și filtreze sursele de informare, să știe, bă, aici nu e ok, aici e ok, asta pot să consum, asta nu pot să consum, pentru că nu au uneltele necesare. Aici e problema, că școala, chiar dacă treci prin ea la modul serios, nu reușește să te învețe să te păzești de toată nebunia asta cu fake news. Păi da, noi suntem foarte preocupați să citim Cireșarii, să învățăm cum ursul a descoperit galbenii de la Securitate, să știm Venea o moare pe Sirești, toate dobitocenile alea. Copiii trebuie să citească Ion. Mă, cum să chinui un copil să citească Ion? Da, este incredibil. Și apoi să rețină niște... În schimb, gândire critică, să nu discutăm de așa ceva. Adică cum, eu sunt profesor, eu zic, tu asculți, dai cu papagalul înapoi și asta e. Ei, da... Că de acolo pleacă, adică e evident că de acolo pleacă și ajungem, iată, și apoi pretențiile sunt, cum îi vezi pe adulții, aia că urlă la niște copii de 2-3 ani în hipermarket. Tu nu înțelegi, bă, nu înțelege că are 2 ani. Exact la chestia asta, bă, normal, oamenii nu înțeleg. Și noi nu mai ne-am polarizat, nu mai avem răbdare să vorbim, așa, să o luăm încetunel, să înțelegi, să încerc să înțelegi punctul de vedere al omului cu care discuți. Eu am avut totuși o surpriză. Surpriza mea a fost din că am comentat pe Facebook-ul Aur. Nu m-au blocat. Și am început să public toate CV-urile lor. Bun, ci e partea haioasă, încă strâng mai multe like-uri eu cu comentariul meu decât întreaga postare. Dar totuși n-am avut, deci nivelul de atacuri nu a fost la nivelul, na, dacă scriu ceva critic despre USR, fai de capul meu ce mi-a sunt nenorocitul. Dezastru, hă? Da, USR Plus, dacă am zis o chestie, vai de capul meu ce mi-a acolo. Sunt dușmanul națiunii, vreau să câștige PSD, uite, din cauza mea o să nenorocească țara. Că vrei să te răzbuni sau da, ce? Da. Exact asta, bă, dacă zici ceva de ăștia... Și la noi avem foarte mulți oameni și când te apuci să le explici, încep să înțeleagă, bă, stai puțin, că așa e. Deci au chestia asta, gândim, bă, alb și negru, nu există absolut nimic gri și el, ăștia sunt foarte buni, ăia sunt foarte nocivi, nu pot fi decât nocivi ăia și ăștia nu pot fi decât foarte buni și atunci e clar. Și asta e alimentat de publicul lor, pentru că ei se cred acum niște sfinți și niște îngeri, pentru că publicul lor, când vine unul la tine, vorba ta cu pupincurismul și zice, vai, cât de frumos, cât de pur, cât de... Ești, încep să te crezi ca idiotul, adică... Da. Și dacă n-ai acest exercițiu seara, să te uiți la tine în oglindă totuși și să zici... Să te buznească lusul, stai, da, te încolo. O iei razna. Nu, dar sistemul... Deci eu când, prima oară când am fost la Secretariatul General al Guvernului, deci mă duc așa, eram la Dacian acolo, un consilier de stat. Mă duc în aia, bă, și mă, vine unul, venea spre mine și zice, bună dimineața, excelență. Și eu m-am întors și m-am uitat, cu cine vorbești? Unde e excelența? Unde e excelența? Dar își vorbea cu mine, știi? Da, e treaba asta. Încep să zici, bă, stai că sunt excelență, sunt cineva, mă. Deci, uite, mă întâlnesc. Ești treaba asta, bă, te întâlnești cu, nu știu, prim-ministru cu tare. Înseamnă că și eu sunt de valoarea lui. Stai puțin, că nu e așa. Faptul că Viorica a fost tâmpită nu înseamnă că trebuie să te compari cu Viorica, să te compari cu cel mai bun. Adică, și aici pierdem. Încă oamenii ăștia care sunt buni, de fapt, nu poți să compari CV-urile miniștrilor de acum cu CV-urile miniștrilor din timpul guvernului Vioricii. Deci nu există termen de comparație. Dar totuși ei se compară cu ăia. Deci în loc să te compari, bă, eu trebuie să mă compar cu cel mai bun în domeniul meu, nu mă compar cu cel mai prost în domeniul meu. De aici vine problema. Și întotdeauna e partea asta că mă uit cu foarte mult drag la mine și cu foarte mult dispreț la adversarul meu. În loc să fie cumva invers, bă, hai să încerc să văd care sunt lucrurile bune la ăla și care sunt proaste la mine, încă așa mă dezvolt. Da. Cred că e vina polarizării. Iar, din nou, ce faceți voi e o chestie foarte necesară.
că deși, bine, te apucă draci din când în când, vrei să-l auzi pe ăla că zice ceea ce vrei tu să auzi, dar e nevoie să zică unul, bă, stai că nu e. Da, nu e rolul meu să spun ceea ce vrei tu să auzi. Da, este o foarte mare problemă aici, pentru că mulți oameni îmi zic, bă, uite, mă uitam la emisiune, noi de-aia am băgat și segmentul ăsta, am încercat cumva să le oferim oamenilor și altceva decât negreală din sufletul. Da, dușmăneală. Știi? Adică oamenii ziceau, bă, mă uit, m-am uitat, ani întregi. După care mi-am dat seama că mă ia ficatul, frate, în fiecare... Da, adică, și să te doară ficatul în fiecare seară, că vine ăla și spune câtă mizerie și că încă n-are dreptate. Bă, dar chiar așa totul e negru, da? Totul. Și atunci zic, bă, hai să băgăm o discuție cu niște oameni, mai aducem niște oameni cu care râdem, niște oameni cu care ne destindem, niște oameni cu care discutăm mai adânc problemele astea, să începem să ne uităm la noi un pic și să mai învățăm câte ceva și să mai zicem și ceva bine și să mai fie și ceva, astfel încât să oamenii să adormă un pic mai liniștiți. Da. Zice, bă, dacă mă urc, îmi face așa aici vena, când mă culc, e destul de nasol. Da, nu știu. Eu, din nou, cred că e un exercițiu ăsta de normalitate ce faceți voi, dar e foarte dificil. Și faptul că rezistați de atâția ani... Da, mulțumim. Se va merge mai departe căruța asta sau... Chiar nu știu. Pozițiile par ireconciliabile. Sincer să fiu, cred că ar fi mai bine să nu meargă. Deci, din punctul meu de vedere, o ruptură acum, bine, ți-ar readuce PSD-ul probabil la putere și nemernici la putere, dar măcar ai putea avea... Știi cum e? Bă, certați-vă cu cât e proaspătă treaba, că degeaba vă certați după ce aveți 3-4 copii, nu? Da, adică da, exact. E încă... tânără relația, da, și se poate rupe și... fără niște pierderi. Da, cam așa o gândesc și eu și poți, deci partidul, adică USR Plus poate să revină pe direcția pe care erau ei inițial. Adică, băi, un partid anticorupție așa cum ar trebui să fie. Deci nu... Care să și propună ceva, că asta, de pildă, eu asta am criticat mereu la USR Plus. Chestia asta, bă, bă, spune o țară fără aia, fără aia, fără aia, fără... Bă, spune, dar cu ce? Da, adică... bine, ei au venit foarte nepregătiți. Deci, una dintre supărările mele cu Plus a fost încă la începutul Plusului și al USR-ului. Pe banii mei le-am adus un super expert pe resurse umane care a spus, bă, nu aveți procesele necesare instituite. Uite, și așa ar trebui. Ar trebui să aveți o structură de management care se uite la... indicatori de performanță, să raporteze parlamentarii aia de ce se duc la televizor, să nu se ducă de capul lor, deci să fiți un pic, un tip de organizare normală. Nu s-a întâmplat nimic, toată lumea, fiecare e cel mai deștept, deci toți știu tot, nu zice niciunul, bă, nu știu, deci își dau cu părerea despre lucruri pe care nu le-au făcut niciodată. Să-mi fie cu iertare, bă, Stelian, poate e un avocat mega senzațional. Bă, dar la resurse umane nu se pricepe de nicio culoare și trebuie să accepți treaba aia. Bă, nu mă pricep. Managementul nu e o chestie care o înveți când ești ministru. Asta e management, greșelile alea le faci în firme. Când îți permiți, da. Ai dat niște falimente. Dai gherle, atunci, da, minister nu prea îți merge să dai gherle. E, și asta, deci au venit... Ei iau aia, știi că există în cărțile astea de self-help, de așa, da. E chestia aia cu îmbrățișează eroarea, înțelegi? Da, da. Îmbrățișează greșeala și au zis, am ajuns aici, îmbrățișez greșeala și da, aici se greșește pe spatele nostru. Aici, cum să zic, eu sunt un pic, eu sunt pe dreapta și eu sunt de principiu, dacă nu ai făcut ceva remarcabil... în privat, nu prea ai ce să cauți să conduci un minister. E, din păcate,
nu știu pe niciunul să-i făcut ceva într-adevăr remarcabil în privat. Asta e problema. Să nu știi că-ți vin pe 25, bă, ai taxe de dat, ai oameni de plătit. Da, sunt... exact. Adică, băi, cum faci? Cum te așezi? Ce mai inovezi? Ce mai găsești? Dacă nu ai lucrurile astea, nu, ei nu pot să înțeleagă. Eu mă uit la măsurile luate în pandemie... Băi, nebunești pur și simplu. Da. Deci noi avem și cafeneaua asta care i-am dat drumul la Ploiești. Te uiți și zici, bă, nebunești, că noi, ok, o ținem din emisiune. Da, da. Cât e pandemie și nu știu. Dar este incredibil cum atât de multe s-au închis, pentru că aia era viața acelor oameni, cu chestia aia. Și pe ăștia să nu intereseze, frate, nimic, 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 nimic. Adică e clar că ei nu au... Și stai și te uiți și zici, bă, dar nu vin să le zică rude, prieteni, bă, nenorocitule, ești prietenul meu, dar bă, ne nenorocești pe toți. Da, da, cum adică nu luați niște măsuri, ca, bă, mințiți, nu faceți nimic. Eu când am văzut că mi-a zis contabila că pot să amân TVA-ul, că noi am făcut investiția asta aici, da, și mi-a zis, bă, pot să amân, dar vezi că sunt penalități. Ce sunt? Penalități. Păi și ce ajutor e ăsta? Da. Că dau mai încolo? Cu penalități. Cu penalități, da. Ați înnebunit, adică este incredibil. Da, sunt, dar din nou, asta vine din faptul că tu nu ai condus în viața ta un business, nu-ți dai seama ce înseamnă treaba asta și atunci, și plus aroganța asta, și atunci trebuie cumva să demonstrezi când ești acolo că ești bun, în loc să fi demonstrat că ești bun înainte de a ajunge acolo. Corect. E, și asta e repetat, deci se întâmplă repetat în politică și politica a ajuns să fie, adică dacă stai și te uiți, Ciolacu a fost prima oară angajat, nu mai țin minte, la 37 de ani. Deci el a fost șomer toată viața lui. Da. Tudose la fel, a fost șomer mulți ani. Deci, oamenii ăștia... Orban, care e din 30 de ani, da, și l-a angajat ăla pe la Târgu Mureș, pe la firma nu știu ce. Bine, și treaba asta că ei joacă roluri. Asta mă irită pe mine foarte tare. Bă, zi... Mă, nu are nimeni nicio problemă că tactul a fost secuist. Bravo, lui a fost secuist. Dar zi-o, frate! Deci nu așteptați descopere nu știu cine. Zi-o tu! Și nu te da, băi, că ai venit tu din... Bă, stai că am muncit eu. Bă, stai că n-ai muncit tu. Că dacă tactul nu făcea afacerea Motorola, tu în viața ta n-ajungeai ministru. Hai să fim serioși. E, o treabă de-asta de... brusc mă dau erou. Bă, nu suntem niciun eroi. Toți suntem și ipocriți, și mârlani, și tâmpiri. Și tu ești la fel. Nu ești brusc tu, sfântul ministru. Doar pentru că ai ajuns acolo. Da, exact. Că ăștia la alții care știm despre noi ce suntem, nu ne băgăm să mergem acolo. Nu, dar aici e o problemă. Încă, na, tu o remarcai de multe ori. Ai fost o chestie care mi-a plăcut. Ai zis, băi, președintele. Bă, nene, tu ai ajuns acolo că n-au vrut alții, că nu ești de președinte, că te crezi tu că ești președinte, asta e o problemă a ta. Și, na, o chestie care mie mi se pare oribilă la președinte, bă, e un nivel de aroganță incredibil. Are tot cotroceniul ăla. L-am dat la un moment dat, la începutul pandemiei, l-am zis, bă, faceți dracu și voi ceva, invitați copiii la Cotroceni, să stea nena de vorbă cu ei, să cumva să le dea o speranță, să le gătește bucătarul ăla care stă degeaba o freacă toată ziua, să gătească la doi schior, oameni, da, exact. La schior, că nici nu ești pe acolo. Da. O chestie de asta de normalitate. Fă-și tu ceva, zici tu, bă, uite, e nasol în țară, renunț, mă, nu mai îmi trebuie mașină, nu mai îmi trebuie... Închiriem jumate din Cotroceni și facem... donăm toți banii așa, facem recu ceva. O cantină pentru homeless. Da. Nu, frate, se duce la Dăbuleni în cizmele cele mai procopsite posibile, să planteze copaci. Doare mintea, mă, deci cum să zic, să fii dușmanul comunicării politice. Corect. N-ai putea să faci mai prost. Și asta vine doar din aroganță, adică n-are să vină din altceva. Da, și uite-te la consilierii lui, te doare mintea ce consiliere are în jurul lui, deci e incredibil. Deci oameni care n-au nicio legătură cu realitatea. Și trebuie să discutăm de partea asta. Bă, nu e posibil ca principalul consilier al președintelui să fie fratele primului ministru. Nu e normal ca să avem chestiile astea de nepotism incredibile, deci frații Murariu, băi, ce, terminați-vă, unul era la
TVR, ălălaltul era la radio. Bă, n-avea nicio legătură. Am văzut că ai scris, da, fabulos, fabulos. Băi, și sunt unii care sar din funcție de asta în funcție de asta, de nici nu, bă, cine să știa unde sunt? Da. Da, da, nu i-ai văzut niciodată să vorbească, să spună, să-și asume niște lucruri, să zică, bă, uite, de la mine vine planul ăsta, e un proiect în care eu cred, l-am gândit așa, am vorbit cu ăștia, avem specialiști, niște oameni care, nu, apropo de asta cu nepotismele și cu, ai văzut aia cu tirurile, bă, până la urmă s-a făcut ce s-a făcut, a ajuns la firma care era cu mentenanța și cu nu știu ce, era fisul lui Sebastian Vlădescu, care, bă, apropo de, deci trebuia să fie cine. Da, bac, exact. Altfel nu, deci nu putea să-l ia pe unul George de la etajul 3, de undeva, da. Înțelegi? Adică, bă, ce-i cu tine? Am făcut și eu afacerea asta și să nu-i găsești. Nu, mă, ia, găsit-o în 3 secunde, o legătură. Da, dacă stai și te uiți la consiliile de administrație, după ce râzi ca prostul, încă sunt niște chestii acolo de ăsta, Ringo, de la administrația pubiană, așa. E un parfum. Deci, după ce râzi, te apucă groază. Deci, mă, toți sunt, taxul a fost pe la Bancorex, a fost, deci nu e niciunul, șeful de la ALDE, șeful de la, toată lumea, e da, unul da, acum da. La Electrica, e și la Transgaz și la Electrica, mă, deci un băiat de băiat, a luat și de la BCR vreo 700 și ceva de mii pe an, vreo 300 și ceva de mii de la Electrica, vreo 200. Dar tu crezi că banii ăștia îi păstrează ei, nu îi păstrează ei, tati? Toți banii ăștia. Deci acești oameni ajung acolo, spun 100%, adică și ei au acel câștig, dar trebuie să plătească apa, curentul, nu știu ce, la un sediu de nu știu unde. Trebuie să... Da, nu văd, de trebuie să vorbim de întoarcă niște bani. Da, da, da. Eu mă așteptam la asta, USR Plus, băi, faceți o comisie parlamentară și investigați căpușarea asta. Nu o să se întâmple mare lucru, dar măcar o avem o discuție ca lumea. Zicem, băi băieților, hai să vedem ce facem. Bă. Nu și asta, bă, cum e dintr-un CEA 700 de milioane într-un an sau o chestie de genul ăsta? Bă, este enorm, adică ok, mergi până acolo, se decontează transportul, ai 3 biscuiți, o apă, o măslină, o nu știu ce, hai o masă de prânz că te-ai dus până nu știu unde și ai făcut aia. Bă, dar mai mult de 100 de euro să iei pe ședința aia, ce dracu faci în ședința? Adică tu o vezi altfel, ce faci în ședința aia? Nu. Ai cum, dar eu mă, bine, șocul meu a fost cu Dragoș Tudorache. Dragoș Tudorache, din nou, care e un om foarte calm. Eu nu m-am așteptat în viața mea să fi se... Deci el s-a dus chitit pe sinecura aia de la Exim Bank. Deci el făcea în poziția din România peste 7.000 de euro pe lună, mă. Nu e ok, e... Și treaba asta, lăcomia asta, nu reușesc să o înțeleg. Deci e dincolo de mine, nu... Măcar dacă ar zice, uite că mai e o chestie în asta, că la un moment dat zici, bă, de ce să te duci colo, te duci colo. Dacă ar zice, uite cum avem noi, de exemplu, eu fac un podcast care se numește Vocea Nației, îl difuzăm, tot ce încasăm acolo, că oamenii pot da bani și... Da. Direcționăm la niște către familii de care avem noi grijă în fiecare. Așa. Du-te și zi, bă, mai au 2000 de euro așa, de aici. Dai două acolo. Da. Dar nu e, ce m-aș fi așteptat la ei să zică, băi, astea sunt niște sinecuri nenorocite și trebuie să le schimbăm. Uite ce se întâmplă, mă duc acolo și asta e scopul meu acolo. Uh-huh. Banii ăia îi dau undeva, încă așa e legea acum, n-am ce să fac. Dar întrebarea mea, în 2018, deci 2018, așa. An PSD-ist, cât crezi că am plătit noi, adică Electrica, a plătit în medie directorilor executivi de la Electrica. Așa se directori au fost. Cât crezi că a fost plata în medie, din nou? Deși directorul ăla de resurse umane e inclus acolo. Deci cât crezi că a fost? Cât crezi că am plătit statul? Într-un an, n-am idee. Zi. În medie. În medie. Da. Cam 300 de mii de euro. 300 de mii de euro? Da. De om? Da, de om. În medie. Pe an? Pe an, da. Nu glumesc. Bă, asta înseamnă, nu știu, 25.000 pe lună. Ce înseamnă? Da, este da. E enorm. Fabulă. Și au niște contracte, te doare mintea. Deci au asigurări de 10 milioane de euro. Asigurări profesionale de 10 milioane de euro. Deci toți agaricii ăștia care sunt în Consiliul de Administrație, e șeful, deci președintele clubului de table de la Giurgiu, a ajuns la Electrica.
Deci, da, băi, nu glumesc. Da, președintele clubului de table de la Giurgiu. Bă, deci e ca un banc, dar nu e banc. Și îl cheamă și Gicu. Gicu, păi da, cum putea să te cheme? Da, ele? E, așa. În timpul când era PNL-ul supărat pe al de PSD, a ieșit dușmanul, actualul ministru al energiei, ministerul energiei, a ieșit ca dușmanul, băi, l-a spus pe Gicu, nu e calificat, ce caută ăsta la electrică, n-are ce să caute, nu știu ce. Pac, a trecut fostul ministru de la ALDE, a trecut la PNL, a trecut și Gicu la PNL, l-au confirmat, reconfirmat. Gicu la... e încă acolo. Da, e reconfirmat de PNL, nicio problemă, frățică, lasă. Gicule... A câștigat experiența, a stat un an, are experiență, acum știe băiatul, deci nu e nicio treabă. Doare mintea. Fabulos. Poartă în casă cu toți ăștia, da. Și toți ăștia au, din nou, asigurări de 10 milioane de euro, asigurări profesionale. Bani care se văd în tariful de la... Da. Na, deci este... Și nu zic, deci le-a acoperit totul, toate călătoriile sunt business class, iau și vreau să-și mărească indemnizațiile. Șeful avea vreo 5.000 și ceva de euro. Deci, indiferent dacă se țin ședințe sau nu, ăla ia 5.000 de euro pe lună. Dacă se țin ședințele, mai ia și indemnizație de ședință și dacă e șef e vreo 1400 și ceva, dacă nu e șef e 1200. Și se pun în mai multe comitete ca să poți să încaseze numai alea 12 ședințe normale, dar mai poți să încaseze din celelalte 3 comitete încă... Deci au introdus acolo o clauză șmecheră că e scris 6, dar după aceea de fapt vezi că sunt 7. Deci mai poți să încasez de la 70. Și au vrut oamenii, deci nesimțiți ăștia, au vrut să-și mărească la 6.000 și ceva, încă doar era, se putea, și să fie incluse toate ședințele. Deci câteodată n-au doar 12 ședințe, mai trebuie să mai țină. Au 16, 20. Îți dai seama că făceau oia 600 de ședințe în fiecare zi, făceau ședințe. Da, 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 da. Au vrut să facă treaba asta. Deci fără niciun fel. Fabulos. Și chestia care e dureroasă e că, din nou, partidul ăsta în care eu chiar cred USR Plus, nu vrea să vorbească. Deci, bă, stai că PNL-ul se supără, PNL-ul, hai stăm pe burtă să nu-i supărăm. Energia e acolo, lasă, băiete, nu, e la ei. E... Da, și e problema lor. Da. Aici e marea problemă. Dar crezi cumva că e posibil să fi fost un plan pus la cale de PSD și PNL? Eu sunt cu... Am partea, adică la modul, bă, ne înțelegem atât de bine împreună. De ce să... Adică au venit ăștia USR Plus acum, ne-ncuică, care nu te înțelegi, da, unii dintre ei. Unii-s nebuni că-s nebuni, alții că nu așa. Sper din toată inima să nu. Și sunt câțiva oameni foarte ok la PNL, care în mod sigur nu ar fi de acord cu așa ceva. Dar nu pot să știu, adică, cum să zic, Orban mie mi se pare un tip foarte dubios și foarte lăutar, așa. E, știi treaba aia, încă nu e foarte clar, deci Orban a terminat cumva SNSP-ul 92 și SNSP-ul a fost înființat în 91. Deci, e o chestie de asta, așa... Făcut repede. Da, deci a început... A fost bun, da. A început SNSP-ul în 88, când nu exista SNSP-ul, deci când exista Gheorghe Udeș. S-au făcut 3 ani în 1. Da, mă, deci nu știm noi, deci nu înțelegem noi geniu. Nu pricep. Da. Și Frasul e la fel. Deci, cumva, Frasul s-a apucat de ASE, deci el era inginer și cum era în timpul comuniștilor. Bă, făceai ingineria, așa, și ziceai, bă, hai mă duc să fac, eu sunt la Ploiești, mă duc și la București să fac ASE-ul, că n-am ce să fac, deci trebuie să-mi petrec timpul, să mai fac ceva. Tot așa, din senin se întâmplă lucruri de felul ăsta. Da, e incredibil. Bun, hai să vorbim și despre chestii care sunt mai... adevărate, reale și câteodată... Mă, și ăștia de la electrica sunt reale pe bără. Da. Știu că par bazna. Da. Nu, dar și lucruri unde chiar putem ajuta și putem face diferența. Cum mai merge treaba cu... Noi am reușit în pandemia, am pus peste 300 de computere într-o grămadă de locuri în țară. În Argeș am fost
mult și în ghetoul din Ferentari. Am reușit să strângem foarte mulți voluntari. Acum am descoperit o chestie care m-a rupt. Deci am descoperit încă... Bine, profesorii se plângeau încă... Aia, copiii ăștia care nu vor să citească, vor să citească. Nu. Este incredibilă poziția asta. Da. E, și am descoperit că marea majoritate a copiilor nu vedeau. Deci nu văd. Deci normal că urăsc să citească dacă eu am dioptrii 3 și 5, cum era un caz. Corect. Și ne apucăm să facem o caravană oftalmologică. Avem niște oameni super meseriași care ne-au ajutat, oftalmologi care ne-au ajutat, și ne apucăm să facem caravană oftalmologică. Și facem noi ochelari și o să reușim să producem ochelari, bine, pe copii nu o să-i coste nimic, dar o să reușim să producem ochelari cam la 20 de lei ochelari, ceea ce e super fain. Și vrem, ăsta e un lucru pe care vreau să-l fac și ne mai trebuie o mașină de șlefuit lentile și atunci costurile se duc și mai jos. Am început o școală de meserii, mai am ajuns, știi că și voi aveți familie de felul ăsta. Deci e o tâmpenie a sistemului, încă dacă tu n-ai terminat 8 clase, nu poți să faci școală profesională. Ca și cum trebuie să citești Nietzsche în original ca să fii instalator sau zidar. Da, da, fabulos. Da? Deci, și atunci îi luăm noi pe copii ăștia, pe tine ăștia și punem la un meșter și avem un meșter foarte fain și a început să învețe. Și ei ce învață? Să fie meșteri. Deci meșterii... învață zidărie, așa, instalații termice, deci tot. Și avem deja primul ucenic. Și o să aibă ceva la mână, o să... Nu, păi n-avem nu. Cum. Dar măcar știe să facă treabă și pe omul îl interesează. Deci când vine meșter la tine, nu-l întreb, mă, ai ceva la mână? Știi, mă, să faci aia, știu, da. Dar n-ai sunat-o pe doamna Turcan, doamnă... Ce tare ar fi să o sun eu pe Turcan. Aoleu... Da, nu, dar e bună asta. Am încercat să conving pe Ministerul Educației să renunțe la prostia asta cu 8 clase și să pună copii. Deci noi am reușit să băgăm, dacă am fi deștepți, încă 20.000 de copii în fiecare an am reușit să-i recuperăm. Numai ar trebui să schimbăm un pic legea, să dau voie să facă treaba asta, să fac șansa a doua, adică să fac niște cursuri de 2 ore în fiecare zi, să citească, să... Asta e, să-și ia un atestat că știe copilul să scrie și să citească. Adică să semneze și să poată să citească. Trebuie să citească. Un prospect, o șmecherie, o chestie. Exact, că trebuie, na. Da. Dar în felul ăsta am putea să atragem copiii ăia și învață o meserie și putem, sunt și fonduri europene de ajuns încât chiar ai putea să-i plătești. Am și scoate din sărăcie. Dar nu știu, parcă suntem nebuni, deci... Orice chestie să schimb ceva, bă, nu schimbăm, stai un pic, că mi se țâțâie scaunul de sub mine. Numai chestia asta e toată, asta m-a speriat pe mine în ministere, toată chestia asta, bă, că facem chestii pentru România, pentru nu știu ce, un bla bla. Nu, frate, toți vor țin de scaun și le o frică cumplită să schimbe orice. Frica asta de decizie mi se pare incredibilă. Exact. Bă, da, am luat o decizie. Asta e decizia și... Și mă asum, dacă nu iese, îmi dau demisia, încă nu trăiesc din chestia asta. Adică, bun, nu? Vezi, aici e problema. Da. Sunt prea puțini oameni care pot să spună asta. Și așa nu trăiesc din asta, îmi văd de treaba mea și nu știu ce. Nu. Pentru că acolo ajung foarte mulți oameni care de la 2.000 de lei pe lună acum câștigă 10-15.000 de lei pe lună și atunci zic, bă, stai puțin că m-am scos cu mandatul ăsta, stau liniștit exact. Și m-am scos că nu mai am nevoie de nimic după aia. Exact. Da, ceea ce... asta e marea problemă. Bun, cum pot oamenii să ajute? Cum pot să te ajute? Cât e o mașină de asta de șlefuit? La mâna a doua e vreo 10.000 de euro. Deci ok, da, ok. Deci, dar cel mai... Bine, noi am fost... Eu am fost foarte ciudat pe chestia asta. Deci eu n-am vrut să... Bine, n-am vrut să avem ONG. Am vrut să facem totul voluntar. Am pus eu bani. Bine, acum au decis grupul că... Nu mai eram eu și sunt foarte mulți oameni super faini care fac niște chestii absolut minunate. Și au decis să facem un ONG, se numește Asociația Casa Bună, ne puteți găsi pe web, asociațiacasabună.ro. Promitem că dacă ne dați aia 3,5% o să-i cheltuim așa cum trebuie și nu o să fie risipiți. Dar noi aveam o politică, deci nu acceptam niciun fel de bani dacă nu veneai să vezi ce facem.
Și dacă nu, deci practic noi avem mai mult nevoie de voluntari. Nu, partea asta de bani nu e partea de voluntariat. Deci oameni care să vină și da, să care sau, cu cârca, să facă, da, uite. Să-și petreacă, na. Unde e aici, la o, ce să punem mâncare? Aici la Casa Bună unde găteam. Așa. Făcut. Deci asta e bucătăria pe care am pus-o. Găteam sâmbăta, duminica, cam 200 de porții. Dar e important să voluntari să lucreze online cu copii. Deci să-ți sacrifici o oră pe săptămână, să lucrezi cu un copil e o chestie fabuloasă și schimbă copilul ăla într-un fel în care nu te aștepți. Și să lucreze pentru școală? Sau... Da, să lucreze orice. Orice? Orice. Numai orice să pricepe ăla, omul exact, respectiv? Exact, să citească cu un copil, să facă înmulțire, adunări, okay, okay. Orice chestie. Că sunt foarte mulți copii la țară care nu au niciun fel de interacțiune, nimic. Și profesorii, deci, în satele ăla sunt nu slabi, sunt foarte slabi și în niciun caz nu se pricep să predea online, deci n-au nicio legătură cu predat online. Și atunci cred, bine, pentru mine asta e, cred că, cel mai important lucru, să nu mă plâng de ce nu fac alții, să încerc eu să fac și după ce fac eu pot să scot ochii la oricine. Și cred că asta ar fi, de soluție ar fi să nu ne mai plângem că nu fac ăia și ăia, să facem noi din ce în ce, să fim din ce în ce mai mulți oameni care facem și în felul ăsta politicianul nostru să trebuiască vrea, nu vrea, să facă și el. Ca să fie votat. Nu te tem de binele normalitate. Nu te tem de reacția cealaltă, politicianul să zică las mă că fac ăștia? A, nu. Sau nu neapărat politicianul, instituția. Că da. Uite, voi faceți treaba unor instituții. Da, și da. Noi, cu familiile pe care le ajutăm, facem treaba unor instituții. Facem treaba statului. Corect. Dragoș, dar s-a schimbat ceva. De exemplu, voluntarii noștri acum sunt cei mai buni să pună presiune pe stat. Fiindcă știu exact care sunt problemele. E și drept. Noi ne-am mutat din a fi 10-15, suntem acum peste 400. E, să ai un grup de peste 400 de oameni care își dă seama, băi, uite că învățământul ăsta online e o tâmpenie, încă nu se pricep deloc, că ministerul e catastrofal, că tabletele alea sunt probabil cea mai proastă investiție posibilă, că n-ai cum să ai tablete dacă nu ai echipe tehnice care să ajute copiii. Deci noi avem în fiecare zi minim 4-5 incidente pe care le rezolvăm remote. Treaba e că eu am fost un fost IT-ist și suntem mai mulți care suntem foști IT-iști sau actuali IT-iști și în felul ăsta instalăm, facem o grămadă de chestii remote, ne ducem foarte des în sate, dar odată ce ai o masă critică de oameni care fac, din masa aia critică o să îți rezulte și politicieni care să fie responsabili comunității. Deci, na, dacă eu aș fi fost ales... Bine, acum pot să recunosc că nu mi-am dorit foarte tare să fiu ales, încă e mai confortabilă poziția în care sunt și oricum dacă mă duceam acolo îmi pierdeam foarte mult din libertate. Dar mi-a părut foarte, foarte rău că nu am reușit pentru că s-au strâns atâția oameni în jurul meu, nu mi-a venit să crede. Și faptul că noi am reușit să strângem semnăturile în 10 zile, că... Și a fost așa o chestie foarte, foarte faină. Dar e o dovadă că deci, n-am avut acces la nicio televiziune, la nimic, nimic. Știu, știu, știu. Și cu, deci campania, toată campania a costat 7.000 și vreo 800 de lei. Deci asta a fost cât am investit în ea. Și am fost la 7. Bine, de fapt am câștigat, dar n-au vrut băieții să renumărăm. Au fost 21 de oameni care nu și-au găsit... Deci, aha. Deci... Clar, și o să câștigăm clar la Strasburg. Deci, a, deci evident. Ați făcut... Da, deci am făcut, i-am dat în judecată, am făcut toate chestiile și acum deci s-au plimbat de la unii la alții, că judecătorii săraci nu voiau ei să zică că aha. Ne-au tot plimbat, dar acum suntem pe final și clar, o să deci ne ducem la Strasburg și câștigăm. Bine, vrem să câștigăm ca să schimbăm legea electorală, să fie... Are niște goluri acolo. Nu mă interesează să câștig ceva. Da. Dar am fost foarte aproape. Deci poți să câștigi fără să fii pe la televiziune, fără să fii pe la Antena 3, fără să bagi
sute de mii de euro fără să cumperi. Se poate. Fără să-ți faci datorii. Fără, exact, da. Ca după aia să, nu? Da. Vedește că noi, deci, eu am candidat cu Gabriel Oprea. Deci Oprea a băgat vreo 100 de mii de euro în campanie și a luat 800 de voturi și am băgat 1000 și vreo 800 de euro și am luat de 6, nu știu, de 18 ori mai mult. Uh-huh, uh-huh. Deci e un moment bun și cred că am început, avem o masă critică. Și ce ai sfătuit pe oamenii care simt că sunt la fel ca tine, se regăsesc în mesajul tău, pot în comunitățile lor să facă treaba asta? Păi să ne contactezem, că noi chiar vrem să ajutăm. Deci okay. Unul dintre scopurile noastre e să încercăm să ajutăm cât mai mulți oameni să fie vizibil. Că la mine se întâmplă chestia asta. Deci eu sunt, oamenii ăștia care sunt în jurul meu mă obligă să fiu mai bun. Deci îmi zic, bă, ești prost, ești tâmpit, deci dracu ai zis aia. Mm-hmm. Și în felul ăsta e presiunea asta continuă să fii mai bun. Că dacă nu ți-o iei și ți-o iei de la oameni pe care îi respecti, pe care îi iubești și așa mai departe. Dacă am reușit să ajutăm, să creăm același tip de comunități, noi suntem foarte, foarte drag să facem asta. Sau dacă vor să vină să vadă ce facem noi și cred că ajutăm în vreun fel, suntem tot timpul deschiși. Deci noi facem foarte multe lucruri. De exemplu, copiii, na, am operat copii de inimă. Am reușit să operăm, acum am avut de curând un copil care îi creșteau genele înăuntru. Și ne-au ajutat oamenii de la Senzi Blue, care au fost foarte faini. Am reușit să găsim și un oftalmolog foarte, foarte, foarte bun. Și l-am operat și puștianul ăla era atât de fericit că poate să citească și nu-l doare. Și, așa că poate să deschidă ochii fără durere. Deci era o chestie super. Da, da, da. E, și îi ducem la dentist, le facem scheme de tratament, facem o grămadă de lucruri și am învățat foarte multe. Și am învățat din greșelile pe care le-am făcut și am făcut o tonă de greșeli. Am învățat foarte multe lucruri și am foarte fericit. Învățarea asta poate fi transferăm. Dată la alții. Da. Că e greu, ai văzut și tu că e greu, na? Da. Să ai o familie care toată viața a trăit în sărăcie și brusc reușești să le faci o casă. Nu e chiar așa simplu, că nu au disciplina curățeniei, nu au disciplina, băi, trebuie cumva să ne gândim, cheltuielile cresc, încă trebuie să-mi plătesc electricitatea, nu mai pot să o fur, trebuie să-mi plătesc gaz, nu mai... Corect. Și treaba asta, dacă nu ai experiență, te frângi. Da, 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 așa e. Poți să renunți, dacă n-ai un grup de suport care să spună, stai, că asta e o chestie normală, e normal să mai dai în bară, uite cum ce ni s-a întâmplat nouă, hai să vezi cum încercăm noi să te ajutăm, uite ce se poate face și mai departe. Da, eu am avut o astfel de experiență incredibilă după 4-5 ani întregi în care am avut, tot așa, cu o familie, incredibil, deci până la urmă nu s-a putut, deși am mutat familia, am stat, am avut, am făcut, am... Nu, nu s-a putut, pur și simplu nu s-a putut și asta e, câteodată nu se poate, dar mesajul ăsta mi s-a părut foarte interesant și noi încheiem fiecare dialog cu o carte, cadou, și mesajul ăsta e chiar în cartea asta. E un mesaj, nu știu dacă știi cartea, Sete, nu știu. Un dement, Scott Harrison îl cheamă, care era de ăsta promotor de cluburi de noapte, de o viață de asta dementă, da? Și a făcut cea mai mare companie pentru puțuri de apă în Africa, în extraordinar. Și el a fost să facă un an de voluntariat pe un vapor din ăsta care era spital. Uh-huh. Știi? Și acolo i-a zis unul care opera copiii. I-a zis, bă, când trebuie să te concentrezi pe binele pe care poți să-l faci. Da. Și va fi și mult bine pe care nu-l poți face, dar nu să nu-ți ocupe ăla timp, știi? Da. Și foarte, foarte mișto povestea, pe mine m-a impresionat. Și o sfârșitul competenței, care da. Mi se pare fabuloasă. Da, da, da. Discreditarea experților și campania împotriva cunoașterii tradiționale. Cred că am citit cartea în engleză, nu știam că e tradusă la noi, dar... E super bună. Mersi mult. Și mai e una foarte mișto, am citit-o de curând... The Tyranny of Merit sau ceva de genul ăsta.
tot așa, e și foarte, foarte ca lumea. Tot pe zona asta cu competență, cu... Super, da, foarte caut. Tare. Mersi. Bine, mersi mult! Bine, și-o!